fost o surpriză pentru mine să vină fratele Pavel și să-mi spună că a ascultat ce am zis duminica trecută și de Borlova și de Bolvașnița și de celelalte. Și dau slavă Domnului că de acolo au putut să vadă ce facem noi aici. Aș mai aduce aminte că după adunare urmează ceea ce s-a anunțat duminica trecută, cred, bake sale. Surorile știu că s-au pregătit și tineretul, da. Toți sunteți tineri. Deci după adunare, nu uitați, e o ocazie să îmbogățiți frigiderul cu dulciuri și probabil și noi toți. Dacă n-ați mai mâncat dulciuri de mult, așa de bune sunt. Eu nu mai am voie să mănânc prea mult, dar fac anunțul acesta. Și aș vrea să aveți deschise Biblia la Levitic, capitolul 23, pentru că voi lua punctele din predică, pe lângă faptul că vor fi și prezentate pe ecran, voi lua de aici cuvântul lui Dumnezeu și prea mult am să spun eu de la mine, voi lăsa cuvântul să vorbească în legătură cu... Nu trei puncte, ci astăzi voi avea șapte, pentru că sunt șapte sărbători în Israel și toate sărbătorile acestea sunt eterne. Și sărbătorile Harului lui Dumnezeu se suprapun și le iau ca să fie sărbători pentru noi astăzi și pentru toată veșnicia. Sărbătorile acestea sunt... La toate putem să ne întrebăm sau să căutăm, dar unde e Iisus în ele? Unde e Mântuitorul în ele? Unde e Hristos Domnul în sărbătorile acestea? Și dacă vedem lucrul acesta, ne minunăm și e o frumusețe întreaga istorie a Harului lui Dumnezeu. Prima sărbătoare pe care o avem e Paștele. Și scrie aici, iată sărbătorile Domnului, nu sunt sărbătorile lui Israel, nu sunt sărbătorile oamenilor, sunt sărbătorile lui Dumnezeu, cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, va fi Paștele. Paștele, care e sărbătoarea în care Domnul scoate, smulge pe Israel din Egipt, din robie, îl scoate din sclavie și muncile grele de robi. Poporul acesta simte eliberarea sub puterea lui Dumnezeu. Le dă și o rânduială în legătură cu aceasta. Înainte ca îngerul să treacă pe la casele lor, să ia cu isop să mâzgălească ușiorii, adică pragul de sus și cei verticali, cu sângele din strachină și astfel îngerul va trece mai departe. Dacă nu, Domnul pretinde ca... Întâiul născut să fie lovit de îngeri. E aici camera, casa cu ușa care e mânjită de sânge și îngerul trece mai departe. Ăsta e Paștele în vechime. Dar poarta sau ușa intrării era ca un arc de triumf sărbătoresc în care... Sângele era semnul eliberării lor, sângele care a adus eliberarea. Și interesant, fiecare casă avea libertatea, avea eliberarea și întâi născuți din casă, de la oameni până la animale, erau cruțați pentru că era sânge pe ușă. Arcul de triumf al intrării noastre în casă era în sângele care ispășește. Sângele acesta e sângele
prevestitor al sângelui, răscumpărător al Domnului. E frumos faptul că atunci când la evrei ni se spune despre Noe că și-a construit o corabie, nu spune corabie, și-a construit un chivot. A făcut un chivot ca să-și scape casa. Să nu vă mirați dacă în vremea noastră diavolul luptă așa de mult împotriva familiilor, a familiei. Urăște familia și vrea să o distrugă. Și el care e mincinosul vine cu minciunile lui ca să momească lumea în prăpădul pe care vrea să-l aducă. A doua sărbătoare urmează imediat. A fost 14 Nisan și acum urmează 15. A doua zi e o altă sărbătoare și cuvântul spune în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor. În cinstea Domnului, 7 zile să mâncați azim. Prima zi e sărbătoarea eliberării. Și acum e sărbătoarea traiului, a vieții, în eliberarea pe care o avem. Azimile sunt pâinea fără drojdie, fără să dospească, pâinea care e uscată, probabil găsiți pe la prăvălii și aici deseori cumpărați, că n-are calorii, n-are dulce, n-are sărat, n-are nimic, n-are niciun gust. Și Domnul spune 7 zile să mâncați azimile acestea, ca să vă aduceți aminte că atunci când am zis plecați, plecați, nu mai stați. Nu mai stați ca nevasta lui Lot să vă uitați, să vedeți ce se întâmplă acolo. Și azimile au devenit o sărbătoare. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc și în ziua a 7-a să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel, spune-le apăsat lucrurile acestea. Azimile sunt un semn al sfințeniei la care ne cheamă Domnul. Ne răscumpără, ne scoate, ne smulge din păcat, dar ne cheamă să trăim în sfințenie. Și drojdia în pâine e elementul care dă creștere. Dar de multe ori și în Noul Testament, în mod special, drojdia e arătată ca ceva care e păcat. Fără drojdie, drojdia care e semnul amestecului cu lumea. Azimile sunt pâinea curată și Domnul vrea 7 zile le cere să stea și să trăiască în curăție. A treia sărbătoare pe care o găsim urmează de la versetul 10. Când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârga secerișului vostru. În pustie, în drumul până în Canaan, sărbătoarea aceasta n-avea nicio valoare, pentru că nu aduceau pârga. Aceasta e sărbătoarea de pârgă în cinstea Domnului. Primul snop era al Domnului. Am trăit bucuria aceasta frumoasă, ca când am fost păstor la biserică și am văzut cum după primul salar venea fratele sau sora, după ce au scăpat greu din România, au intrat într-un serviciu destul de greu și visul lor era primul salar. Și cumva au simțit, au știut, au citit și au înțeles că Domnul așteaptă primul rod să fie al lui, să-l dăm lui. Și nu cu lacrimi și nu cu părere de rău, ci cu bucurie, veneau cu primul salar și spuneau, frate, nu aminti de mine, dar
Ăsta e primul salar pe care l-am și îl dau Domnului, folosiți-l pentru slava lui Dumnezeu. Aici e pârga despre care Apostolul Pavel vorbește, că Domnul Iisus Hristos e pârga celor adormiți. Va fi un seceriș, va fi o recoltă mare, va fi o sărbătoare a bucuriei și o masă bogată, dar până atunci El e pârga, e primul snop al învierii. Noi trăim deja în frumusețea aceasta a harului lui Dumnezeu, bucuria învierii noastre în Hristos Domnul. Nu suntem un vis așa, o întâmplare, un vis. Suntem prețioși, scumpi înaintea Domnului. Și sărbătoarea aceasta a primului snop, care era scump, adus înaintea Domnului, ne aduce aminte și de faptul că Domnul așteaptă de la noi o viață de consacrare, să aducem daruri Domnului. Urmează Rusaliile, sărbătoarea pe care o avem noi astăzi. De a doua zi după sabat, ziua următoare după sabat, din ziua când veți aduce snopul, și sărbătoarea aceasta se potrivește și cu învierea Domnului, care e tot în prima zi a săptămânii, și Rusaliile erau în prima zi a săptămânii. Sărbătoarea aceasta e și spusă a numărătorii, pentru că de la Paște Domnul le spune să numărați 50 de zile. Întocmai ca și la sărbătorile pe care le avem noi. La învierea Domnului începem numărătoarea și 50 de zile, 40 de zile până la înălțare și apoi alte 10 zile până la înviere și apoi alte 10 zile până la înălțare. De a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni, să numărați 50 de zile, până în ziua în care vine după al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. De data aceasta, darul de mâncare pare puțin nepotrivit după ce am spus de azimi, că urmează să fie, și dacă dați mai departe pe ecran, vor apărea să fie, în sărbătoarea aceasta a Șavuotului, sunt două pâini. Domnul poruncește să aduceți snopul și să aduceți din locuințele voastre două pâini ca să fie legănate într-o parte și în alta, înaintea altarului. Și pâinile acestea aduc aminte de frumusețea harului lui Dumnezeu care ne-a cuprins și pe noi, care nu suntem din poporul legământului lui Dumnezeu. E o pâine și mai e o pâine. Sunt legănate înaintea Domnului, puțin mai departe, vedeți ce. Predica de azi e periculoasă pentru că trebuie cei de acolo să fie atenți la ce spun. Sunt două pâini și înțelesul frumos al acestei sărbători e că la sărbătoarea aceasta sunt primiți și neamurile. Și cei dintre neamuri sunt primiți și uitați-vă la Rusalii, ce frumusețe, spune Iacob, spune Luca, se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici. Aceștia sunt oamenii care nu sunt iudei, dar împlinesc legea lui Moise din toate neamurile care sunt sub cer. Și acum când vine și spune
Oamenii se minunează. Dar cum se poate asta? Îi auzim pe toți vorbind, cântând, sărind de bucurie. Unul din semnele Duhului lui Dumnezeu e și exaltarea aceasta a bucuriei. Nu pot explica ei decât se spune că toți se mirau, se minunau și spuneau, dar nu sunt aceștia galileieni? Toți sunt din Galileea veniți, dar sunt în Ierusalim. Și acum urmează, cum de-i auzim vorbind fiecăruia din noi în limba în care ne-am născut. Nu era o vorbă, să nu înțelegi ce e și să spui după aia că trebuie o traducere sau altceva. Ia aici un limbaj curat și clar de înțelesul tuturor. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba în care ne-am născut. Și acum urmează, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre de înțeles lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. O, Doamne, ce înseamnă rusaliile? Rusaliile înseamnă misiune, rusaliile înseamnă sărbătoarea expansiunii, a creșterii bisericii. Să fie legănate pâinile acestea și să fie din floarea făinii și să aibă și drojdie. Crește, crește împărăția lui Dumnezeu mereu și se arată frumusețea dragostei lui Dumnezeu. Și aici e o taină, pentru că printre primele versete pe care Luca le dă în legătură cu rusaliile, e un amănunt. Toți s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Această umplere e secretul Bisericii lui Hristos din toate vremurile. Mi-am făcut aici o notă, dar n-am să stau prea mult la ea și să vă întreb, nu știu, știe cineva ce e pandișmanul? Eu n-am știut așa mult și am mâncat pandișpan toată viața, dar ne uităm din ultima vreme cu soția la Cooking Channel. Fratele meu, Laurian, m-a învățat că e cel mai frumos show. Întotdeauna se termină bine cu mâncatul prăjiturilor gătite înainte. Am învățat o rețetă de pandișpan. Pandișpan nu trebuie, dar vă spun ce am învățat de la televizor. E făină, spargi 4 ouă, mai pui niște sare, iei un pumn de zahăr, un praf de copt și mai e și alte arome și altele. Dar ce am învățat la televizor a fost ceva care vreau să vă aplic aici. După ce le amestecă toate și le dă la vârtejuri și cu mâinile, ia o lingură de acolo și o ridică în sus, vedeți că nu cade. Și aluatul respectiv stătea acolo. Pandișpanul e aproape gata. Și eu îi spun la nevasta asta, nu știe că noi nu știm ce e coca aia, să mănânce ea coca aia, gata. După ce ne spune că acolo e pandișpanul ce a frământat și făină, ne întreabă, mai vedeți ouăle în lingura asta? Nu se mai vedea niciun ou. Mai vedeți făina? Toate sunt amestecate că nu mai știi. Și nu mai știi care e din Banat, nu mai știi care e din Bihor, nu mai știi care e din Moldova, nu mai știi de care e din... de unde mai e. Însă toate sunt la oaltă.
Și asta e învățătura pe care o iau de la Pandișpan. Nu mai cunoști de unde suntem și cine suntem, suntem una în Hristos. Și Apostolul Pavel vine și spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, e ceva nou, ceva frumos, ceva divin, făcut de Dumnezeu. Există, și aceasta e sărbătoarea de mijloc, trei pe o parte și trei pe alta. Pe cele care le-am avut înainte le-am putut explica, pe celelalte care vin e mai greu. Și e sărbătoarea a cincea, Domnul spune, vorbește copiilor lui Israel și spune-le în lunea a șaptea, în cea din tâi zi a lunii să aveți o zi de odihnă și vestită cu sunet de trâmbiță și o adunare sfântă. E așa de grijuliu Domnul să ne odihnim bine. Aveți o zi de odihnă, o zi de, iarăși, încă o zi de odihnă, dar să fie sărbătoare în cinstea Domnului, cu sunet de trâmbiță. Asta înseamnă că nu să dormi, ci să te odihnești în Domnul. Și odihna e o stare a mântuirii noastre în Hristos Domnul. Apostolul Pavel ne spune și la evrei lucrul acesta, că de odihna de care vorbește, nu vorbește de odihna trupului, ci de ceva a sufletului nostru în odihna pe care Domnul o are în mântuirea noastră. Sărbătoarea trâmbițelor. Va fi o zi, e Rosh Hashana la noi, anul nou în Israel. Se înnoiesc toate lucrurile și cuvântul ne spune că la înnoirea tuturor lucrurilor, însuși Domnul, e acest din nou însuși Domnul în scrierea Apostolului Pavel, însuși Domnul, cu un strigăt, cu un strigăt care să se audă pe tot rotocolul pământului și cu trâmbița lui Dumnezeu, un sunet de trâmbiță cum nu s-a mai auzit niciodată. Și de aceea, sărbătoarea aceasta, a cincea, e sărbătoarea trâmbițelor. În luna a șaptea, în cea din tâi, să aveți o zi de odihnă vesită cu sunet de trâmbiță în toată țara. Atunci, e în sărbătoarea aceasta a înnoirii Duhului Dumnezeu care lucrează înnoirea noastră a tuturora, El face lucrul acesta cu multă bucurie ca să ne unească cu Hristos Domnul. Sărbătoarea trâmbițelor e sărbătoarea coborârii Domnului Iisus Hristos și a înălțării noastre într-o întâmpinare a Lui în slavă. Sărbătoarea a șasea e sărbătoarea ca să nu uităm niciodată prețul cu care am fost răscumpărați. De la versetul 26, în ziua a 10-a acestei luni, toate se întâmplă într-o lună, în toamna anului, după calendarul nostru, în ziua a 10-ei va fi ziua ispășirii, e ziua aceea de taină, ziua de mister adânc, când dă perdeaua la o parte sau dintr-o parte intră pe sub perdea ca să intre în Sfânta Sfintelor cu strachina și cadelnița aceea cu tămâie și să stropească chivotul, aducând aminte că prețul răscumpărării noastre nu e argint sau aur, ci e sângele scump al Domnului Iisus Hristos, prețul răscumpărării noastre. E ziua ispășirii, sărbătoarea a șasea. Soția mea de obicei e tăcută. Înainte să plec, însă, pentru că nu s-a simțit așa bine, mi-a dat să citesc ceva bisericii. Ea are pe o parte rețeta pentru surori, cuib de viespi. Nu știu dacă știți ce e asta, dacă nu știți, vă arăt rețeta. Pe partea alaltă, însă, e o scrisoare. Cred că revista din care a luat e o revistă creștină. Și aici e o scrisoare. De vorbă cu cititorii.
Un cititor anonim scrie: eu cred că suntem copiii Harului și orice păcat am face, Dumnezeu ni-l iartă. Cu toate păcatele mele, pe care le numesc vicii, vă garantez că mă voi întâlni cu dumneavoastră în cer. Ăsta e citatul încheiat și urmează apoi un comentar. Și de ce mi-a dat biletul? Să aduc aminte că în cer nu se intră decât pe baza sângelui răscumpărător al Domnului Iisus Hristos. Și păcatele nu sunt păcate care sunt îmbrăcate în alte cuvinte ca să fie păcățele, nu sunt păcate, sunt păcățele. Orice păcat e o jignire adusă sfințeniei lui Dumnezeu și nu există niciun alt. Dacă întoarceți o pagină, numai de la pagina Crusalii, e predica lui Petru făcută după vindecarea ologului. Nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer, nicăieri, niciunde, și nu e niciun alt nume dat oamenilor prin care trebuie să fie răscumpărați, să primească răscumpărarea. E un singur nume și numele acesta e numele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta este aducerea aminte pentru toată veșnicia a harului care a fost întins peste oameni prin jertfa Domnului. Și mai e o sărbătoare, e numită sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea aceasta are atâta frumusețe, atâta îi pune Dumnezeu după ce intră în Canaan. Și au locuințe frumoase, au case elegante, au niște fotolii din acelea ca adormi în ele imediat. După ce ai și vestibul și, și bucătărie, cât era toată casa în altă parte, e living room, și după ce Domnul le spune... În a 15-a zi a acestei a 7-a luni va fi sărbătoarea corturilor. Ieșiți din case, ieșiți afară și faceți-vă un cort ca să știți că în cort ați trăit cât ați fost în pustia înspre Canaan și să vă aduceți aminte că v-a dat Domnul și mâncare, și v-a dat și apă și ați avut din plin toate lucrurile în bunătatea Lui. Sărbătoarea corturilor mi-o închipui așa în gândul meu, în Ierusalimul bogat cu palate și de acum toți ieși afară în stradă și aici e un cort, dincolo e un cort și să stea în corturi. Sunt 7 zile și parcă n-ar ajunge 7 zile și lui Dumnezeu i-au plăcut așa mult lucrurile acestea, mai facem o zi, azi e a 8-a să fie. E ziua în care stăm în corturi ca să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui care întrece toată imaginația noastră și până și Dumnezeu a stat într-un cort ca ei. Și se numea cortul întâlnirii, dar era un cort. În nimeni altul nu e mântuire decât în Hristos Domnul. Și ne aducem aminte de purtarea Lui de grijă în toate lucrurile. 7 sărbători prin care Domnul predică și îl predică pe Hristos Domnul. Îl arată pe El Mântuitorul nostru și ne spune că suntem prea iubiți ai Lui. În sărbătoarea aceasta a corturilor e ieșirea din comoditate, ieșirea din... că suntem așa de comozi și pe unii știam că sunt comozi, acum sunt și mai comozi, însă ieșim din comoditatea aceasta ca să lăudăm pe Domnul în mod simplu, clar, frumos și lumea să se întrebe ce e asta, ce e asta. Cuvântul acesta era un cuvânt în limba ebraică
Și așa a rămas să-i se spună, mana, mana, asta e mană, mană, de la Dumnezeu. Ce-i bucuria asta pe voi? Asta e Duhul lui Dumnezeu care e în noi. Și expansiunea aceasta a Bisericii lui Hristos e un semn al Harului lui Dumnezeu să își arate puterea în noi, în fiecare. E sărbătoarea corturilor care ne aduce aminte că vom fi cândva împreună iarăși. Că sărbătoarea aceasta a corturilor e o imagine a cerului. Printre ultimele versete din Apocalipsa e cuvântul acela, iată, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cu cuvintele acestea aș vrea să închei. Cele șapte sărbători sunt una singură, Hristos Domnul, de la început până la capăt. Și de aceea cântați Domnului, cântați cu bucurie, cântați cu toată inima și am să închei cu, nu am timp să-ți caut scrisoarea, dar prietena Roxana mi-a trimis un bilet și am dat mesajul fratelui dirijor. Ce i-a plăcut mai mult la noi? Fanfara. Azi nu e fanfara. Duminica viitoare o să spuneți, atâta fanfară ne ajunge. Însă o să fie frumos. Chemați și pe alții. Sora Roxana îmi scrie, ce-mi place la fanfara voastră, îi vezi că toți cântă din inimă. Mai eu știam când cu obraji, când se umflă obraji, atunci vezi că cântă. Sora Roxana vede, cântă din inimă. Avem noi o cântare. Cântă, dar... Nu mai știu acum și nu fac eu. Din inimă, cu inimă voioasă, cu o inimă plină de bucurie. Cântă din inimă. Paștele, Domnul e Paștele noastre, o fost jertfit, pentru că El trăiește și noi vom trăi. Sunt azimile, e sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu. Sunt primele roade pe care încă nu-i secerișul, dar primele roade le aducem înaintea Lui și știm că tot secerișul e al Lui. Așa cum primul rod al învierii e Domnul, dar știm că va veni învierea de apoi. E sărbătoarea aceea a săptămânilor, a cinzecimii, sărbătoarea care o sărbătorim și astăzi. E sărbătoarea în care Duhul lui Dumnezeu se unește cu noi. E un tron înalt, stăpânește universul și Dumnezeu vine aici, că e Dumnezeu însuși care e în noi și se unește cu noi. Așa cum pandișpanul acela, aluatul nu mai știi ce-i ou, ce-i mămăligă, ce-i făină, ce-i mălai, toate sunt împreună, așa Duhul lui Dumnezeu în noi. Ne păstrează și ne ține într-o unitate. E sărbătoarea trâmbițelor, cândva însuși Domnul. Știați că cântă din trâmbiță Domnul Iisus? Va lua trâmbița și va suna trâmbița cea mare a lui Israel și va suna adunarea la olaltă. E ziua ispășirii când ne aducem aminte că El a intrat în Sfânta Sfintelor din slavă și nu cu sânge, nu cu jertfe de țap și de tauri, ci cu însuși sângele său, ca apoi sărbătoarea acorturilor, sărbătoarea veșniciei, sărbătoarea în care îl sărbătorim pe Domnul întreaga eternitate. O, ce minunat e să fii copil al Domnului, să fii sub paza Lui, să fii ocrotit de El. Să ai un viitor și o nădejde, toate să fie aranjate și păstrate pentru tine, pentru noi, pentru cei care suntem mai Domnului, sunt păstrate pentru noi ca să ne putem bucura de bunătatea și numele Lui cel Mare. Eu închei
Mulțumesc celor de la ecran că au arătat. Uneori am un sentiment, de fapt, sentimentul ăla e mâine, poimine. N-am spus ce trebuia, n-am zâmbit cum trebuia, nu m-am uitat unde trebuia. Mulțumesc Domnului însă că am putut să vă pun în față 7 sărbători, 7 sărbători de har. Și mă rog ca Domnul să facă El să fie cu adevărat sărbătoarea noastră pentru toată veșnicia. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.